Jocurile bune din seria South Park pot fi numărate pe degetele de la o mână, doar unul dintre acestea având distinția de AAA, restul putându-se regăsi chiar și pe Newgrounds. Asta până la apariția lui The Stick of Truth, care nu doar că a reușit să ne facă să râdem până am căzut de pe scaun, dar ne-a făcut să ne ridicăm și niște semne de întrebare la adresa societății. Pentru că, în esență, South Park a fost satiră, iar în această continuare directă, numită The Fracture Butthole, în dulcele stil South Parkian, lucrurile vor trece de la proporții fantastice la orizonturi mult peste. Asta pentru că The Fractured Butthole renunță la ținuturile fantastice tolkieniene și ajunge în prezent în nou, în actual, într-o era în care elfii au fost schimbați cu supereroi. Mai exact, o reinterpretare și repovestire dintr-o nouă perspectivă a sezonului 14. Bine, reinterpretare în sensul în care doar personaje din serial sunt prezente, eroul fiind și el un ilustru anonim, care întâmplător este regele suprem din jocul precedent. În fine, povestea este super trăznită, pleacă de la premisa că au început să dispară pisicile în viitor și doar tu, împreună cu The Coon și Freedom Pals, sunteți singura șansa felinelor. Un fel de Marvel Civil War ca la cinema, doar că în cazul ăsta vă veți aduna rânjetul de pe jos la unele remarci. South Park The Fracture Butthole își păstrează natura RPG, doar că o serie de mecanici din joc au fost schimbate, acum fiind nevoit să iei în considerare atât distanța dintre tine și inamic, dar și alte elemente, precum fizica. Un sistem de luptă un pic mai dinamic, care aduce aminte într-o oarecare măsură de Star Ocean cu al său sistem de grid map. Există și sistem de clase, dacă se pot numi așa, în acest caz existând 12 specializări, fiecare cu superputere aferente, abilități speciale și nume pe măsură. De exemplu, Brutalist, Blaster, Speedster, Elementalist, Netherborn sau Karate Kid, iar pentru cei care vor descoperi sliderul de dificultate și locația acestuia, va fi una dintre cele mai gustate și mai actuale glume din joc. Cum era de așteptat, gameplay-ul și mecanicile sunt integrate perfect în universul serialului animat. Multe trimiteri și elemente nostalgice fiind țesute în textura lui Fracture But Un melanj reușit de RPG satiră și gameplay care te ține în priză fără să te plictisească. De altfel, este și cea mai mare calitate a acestui joc, faptul că te ține interesat. În timpul testării, nici nu am simțit cum a trecut timpul. Mai mult gameplay-ul promite îmbunătățiri în viitor, dar și modificări în funcționalitatea generală. Fractured But este un real update și o continuare pe care merită să o urmăriți. S-ar putea să fie chiar mai bun decât precedentul, să aducă glume mai riscante, dar mai ales să ne facă să râdem la ideea că lumea nu este chiar atât de rea.